Afaceristul Constanțean George Bosânceanu a avut frecvent probleme cu legea. În urmă cu 12 ani, un procuror din județul Ialomița l-a trimis în judecată pentru mai multe fapte penale de natură economică. A fost condamnat la 20 de luni după gratii. Ancheta și judecata se pare că nu au fost tocmai corecte. În urma unei sesizări la Consiliul Suprem al Magistraturii, s-a dispus să se ia totul de la zero în dosarul respectiv. De zile, după 20 de luni, a stat arestat, a spus în continuu că sunt nevinovat, după care am fost pus în libertate, s-a casat sentința, s-a trimis la rejudecare, după rejudecare la reanchetare. Și parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța mi-a făcut dreptate. Sentința este definitivă, totul, deci s-a constatat, deci reprezentanții statului au dat un verdict că sunt nevinovat, deci am fost nevinovat. Acum se judecă pe latura civilă și cere 1000 de euro pentru fiecare zi de stat în închisoare, sumă infimă, spune Bosânceanu, pentru ceea ce a îndurat. Următoarea sa mișcare este să-i atace pe cei care i-au pus hotelul la pământ. Era mult mai simplu să mă autorizeze, să plătesc impozii mai mari la stat, să plătesc eu bani, nici de cum să cheltuiască statul 6 miliarde ca să facă un abuz, de fapt. De fapt asta a fost obiectivul PDL-ului, reprezentanților, prefectul din Constanța, prefectul Palas, care a fost prefect, care a făcut un abuz, în opinia mea, cu domnul procuror Niță, care l-a sprijinit cu mascații, cu poliția. Contrar declarațiilor patronului de la Histria, fostul prefect de Constanța se ține ferm pe poziție și spune că decizia de demulare a fost corectă. E liber, o țară liberă, să ducă până unde vrea el. Asta susțineți în continuare că la momentul respectiv a fost totul legal și totul... Până una alta, George Bosânceanu s-a apucat să-și refacă hotelul, dar în limitele inițiale ale clădirii. Acesta spune că dacă îi se dădeau autorizațiile de care avea nevoie, statul ar fi avut de câștigat de pe urma taxelor și impozitelor pe care le-ar fi plătit și nici nu ar fi cheltuit 6 miliarde pe demolarea din decembrie 2011.